Vorbește satana prin gura ta. Doamna mine, nu v-am zis. Da, ne încearcă satana, ne încearcă satana. Cele mai nasoare chestii așa erau astea, băutura și alte religii. Da. Bine, erau așa cu ce face cu adventiștii și cu baptiștii. Bine, nu cred că considerau că o să ajungă și în rai, că general religiile astea au o exclusivitate pe rai, adică nu poate să intre două în același loc. Deși pare că e totuși un singur rai. Cum adică tatăl celălalt, adică tatăl ăla de acasă nu e tatăl meu, adică cum poți să ai mai multe? Un tată, poți să ai doi sau mai mulți tați? Nu, și îmi spunea tatăl nostru și iară nimic nu era clar. Fecioare, țitoare, fertile, sterbe, toate femeile roiesc în jurul lor, că bărbaților, dragi de ei, li se supun, se împreunează și fac mulți copii. Sex! Și când sămânță nu mai e din nicio culoare, merge tatăl la fiice. Numai extinție să nu fie și seminție să n-are mai departe. Sex! Nu? Și dacă bărbații nu au cu cine, sunt încurajați în Biblie să stea de pundă, să urmărească virgine, să le ia cu deasila, să și le facă neveste, pe scurt fiol. Când a început discursul LGBT, acesta era felul următor. Nu e problema nimănui ce face omul în dormitor. Perfect, de acord cu asta. În anii 50. Dar ce face omul acum în dormitor devine o problemă politică. Și devine o problemă a statului. Prea mult să extinzi definiția familiei. Pentru că deschizi o cutie a Pandorii. Când ai extins definiția, unde te oprești? Și am tot auzit meriu, iadul, raiul e pentru păcătoși, nu păcătoși și băutura este un păcat. Sau la predică unde mereu era întrebarea asta, mare întrebare, dacă Iisus Hristos vine mâine, ești pregătită să-L primești? Dumnezeu îți dă voie să faci ce vrei tu. Numai că nu faci așa, pentru că e alegerea ta. O faci din convingere. Și m-a întrebat dacă Dumnezeu înseamnă iubire. Și am zis că da, Dumnezeu înseamnă